Așa a început ritualul de tundere în schimă, care semnifică drumul către Dumnezeu și lepădarea de tot ce este lumesc. Ajutat de doi frați într-o credință, călugărul s-a târât până la altar. Dorește-te învrednicești de marele și îngerescul chip și să fii rânduit în ceata schimonachilor. De bună voie ta de apropii de Domnul. Nu de vreo nevoie să forsilă. Vei petrece în mănăstire și în pustnicie până la cea din urmă suflarea ta. Ulterior, călugărul cu numele de Mirian Mihai a devenit Schiarhimandritul Serafim. Fratele nostru, Schiarhimandritul Serafim, își tunde părul capului său în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Călugărul a fost îmbrăcat în haine de pustnic pe care le va purta până la sfârșitul vieții. Cel care primește această înaltă treaptă a monahismului trebuie să se roage cât mai mult, să vorbească mai puțin. Bineînțeles că nu îl închidem în închisoare, asta e o închisoare de bunăvoie, o omolege. La ritual au asistat mai mulți credincioși. Tănaș, bacișcă Mihail, mă iubim, tău nu znaim, așa s-a făcut. Mă ocem, o iubim, ocem, pămărăvile asta. Asta e un lucru foarte mare. Lepădându-se de tată, de mamă, rând credința, casa Domnului. Este foarte încurajos. Potrivit Mitropoliei Moldovei, în țara noastră sunt câteva zeci de pustnici, inclusiv femei.